De 16 ani, în Joia Mare, Târgoviștea este luminată de peste 2000 de candele care formează un culoar ce se întinde pe unul dintre bulevardele vechi ale orașului. Luminile traversează bulevardul Carol, ajung în piața Mihai Viteazu și se opresc apoi în fața Catedralei Mitropolitane. Vorbesc de lumina care strălucește și care transformă omul. Imaginați-vă că este o cale a luminei în iunie sau iulie, sau în altă zi. Este un spectacol frumos, dar acum, în săptămâna patimilor, este cu o încărcătură religioasă de o noblețe și o frumusețe extraordinară. Pentru că noi ne gândim imediat la lumina care este adusă în lume de Mântuitorul Hristos. Este un eveniment cu totul special, este unic din câte știu în România și este un mod de a cinsti jertfa, patimile lui Iisus Hristos în Joia Mare. Este un moment în care am fost la slujbă, după slujbă iată că ieșim în stradă și aducem aminte tuturor despre lumina lui Hristos. Organizarea acestui eveniment în această săptămână încărcată de semnificații cu binecuvântarea în al preasfinției sale Nifon, arhiepiscop și mitropolit al Târgoviștei, conferă acestui eveniment substanță. Calea luminii devine calea speranței, calea credinței, calea rugăciunii. Totul a plecat de la inițiativa pictorului Mihai Șerbănescu. Maestrului profesor Șerbănescu, care dovedește frumusețe sufletească deosebită. Felicitări și Dumnezeu să vă ajute! Manifestarea este primită cu mult drag de târgoviștenii care își dau răgaz de la treburile cotidiene, străbat la pas, bulevardul plin de lumânări aprinse. Am mai participat de vreo 7 ori. Și ce reprezintă Calea Luminii? Pentru ce se organizează? Pentru Paște. Pentru Paște, da? Când vine Paștele? Paștele vine duminică. Da. Am venit pentru că am păstrat tradiția de vreo 4 ani, venim în continuare. Deci al 4-lea an în care da, veniți. Da. Mă gândesc că vreți să simțiți sărbătorile de Paște mai aproape, nu? Sigur că da, este un eveniment foarte frumos care marchează venirea sărbătorilor pascale. Ați aprins și voi lumânări în seara asta? Normal că am aprins, am fost toți în familie, ca să spunem așa. Aprindem lumini, aprindem felinarele. Ați mai participat până acum? Fiecare an. Și ce reprezintă pentru dumneavoastră evenimentul acesta? Apropierea Paștelui. Anul acesta s-au aprins 2016 lumânări pentru a forma Calea Luminii la Târgoviște și de această dată s-a auzit vocea incomparabilă a regretatului Lorin Stănescu.